Vinerea a avut loc la Școala Generală numărul 7 Constantin Brâncoveanu deschiderea celei de-a 5-a ediție a Târgului de Mărțișoare, un proiect organizat de Unitatea de Învățământ Gălățeană pentru elevii din toată țara. Târgul de Mărțișoare este format din 3 secțiuni, Mărțișoare, Felicitări și Împletituri ață de mărțișor. În prima ediție, în 2013, am avut 490 de cadre didactice înscrise în concurs și 2300 de elevi, iar în ediția 4, ediția precedentă, din 2016, am avut 1180 de cadre didactice și 5000 de elevi înscriși în concurs. Este un progres uimitor și anul acesta așteptăm din nou participanți din întreaga țară. Concursul nostru va fi lansat pe 3 martie la Clubul ArcelorMittal, o deschidere festivă și prezentarea expoziției concursului. Vineri, elevii școlii numărul 7 au participat la un workshop creativ, unde au realizat mărțișoare și panouri colorate pentru întâmpinarea primăverii. Copiii au realizat afișe pentru concurs, pentru promovarea concursului și au lucrat pe ateliere mărțișoare, felicitări și împletituri ață de mărțișor. Am avut o activitate diversă, cu multă bucurie, cu multă creativitate și mai ales am îmbinat tradiția și modernismul. Am lucrat cu tehnici de lucru diverse și toți copiii îmbrăcați de sărbătoare în costumul nostru tradițional românesc. Lucrările înscrise în concurs vor fi donate în cadrul activităților de voluntariat, iar îndrumătorii primesc adeverințe în acest sens. Toți cei care vor trimite creații vor fi răsplătiți cu diplome de participare. Expoziția va avea loc la Biblioteca Vea Urechea, filiala Costache Negriș și la Școala la Gimnazială numărul 7 Galați în perioada 30 martie 2017.